Salutare dragii mei și bine ați revenit la un nou video pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică SUA. L-am deschis de ziua de 14 februarie și vă mulțumesc celor 33 de abonați care mi-ați acordat încrederea voastră și vă asigur că sunteți pe mâini bune. Astăzi voi analiza la cererea multă de voi, vom analiza NIO. Nu mai știu exact cine mi-a cerut. Ia să vedem la video de ieri. Punem stop aici. Herescu, mulțumesc pentru analiză și pentru profil. Mulțumesc acești de analiză vâncitoare. Mulțumesc Herescu. Daniels, mă felicită, mulțumesc pentru analize. Mulțumesc și eu că vă urmăriți și sper să vă ajut să câștigați bani frumoși în buzunar. Dan, felicitări pentru acest al treilea canal de Elliot Wave. Pot să fac o analiză? Da, mă voi uita când am timp. Sigur, mă voi uita și la ele, să vedem. Alin, să fac o analiză pentru Dropbox. Alin, m-am uitat puțin pe el, am văzut că acțiunea a fost recent lansată sau platforma e destul de micuță ca și grafic, nu prea pot să îmi dau seama să fac vreo analiză în acel moment. Mai las-mă o săptămână, două să dea o direcție ceva și să văd. O să ne uităm, uite, o să analizăm la un video să vedem, dar prețul e ca un V, adică nu am ceva concret acolo sau măcar să pot intui, să vedem ce încotro o ia, așa cum vă arăt în videourile mele. Ideal am nevoie de un bank, de un spate, de un istoric puternic în spate pentru a-mi da seama de ce va face prețul în viitor. Pe Dropbox, dacă m-am uitat corect, sper că nu fi greșit, e destul de puțin ca și istoric și momentan eu zic să mai așteptăm. Conu, mulțumim. Deci nu, aici cineva mi-a scris cineva. Ia să mergem la NIO, că am făcut pe data de 7 decembrie am făcut un video și probabil că un abonat unde voi vrea să... Ah, tot Alin. Dragul meu, Alin, uite, dacă nu te ajut cu una, te ajut cu alta. Haideți să facem această analiză pe NIO. Era o reclamă. Se te spun adio, eu rămân cu NIO. Mi-a intrat în... Mă, nu, cu Rio, nu cu NIO. Dar merge. Mi-a intrat în subconștient nefericirea acea reclamă. Ce? Subconștient este ca un burete care absorbe și bune și rele. Și m-a prins. Când am văzut NIO, mi-a venit aminte reclama cu Rio. Se te spun adio, eu rămân cu Rio. Bun. Haideți să trecem la lucruri mai serioase, mai glumim, mai râdem, dar totuși time is money și pentru mine și pentru voi. Ia să vedem. Da, este NIO, graficul pe o oră. Haideți să mergem mai în spate. Aici arăt frumos și o să vă las link-ul în comentarii dacă vreți să vedeți etichetarea pe care am făcut-o pe acest emitent. Da, se vede foarte frumos cum am etichetat, am trasat și niște canale, mi-aduc eu aminte pe pardon, da, exact, și am spus că din punctul meu de vedere prețul va coborî în acest val 2 de undeva de la 44, va coborî undeva pe la, nu știu, parcă am pus și o țintă, un target, da, undeva pe la 21 de dolari. Haideți să vedem ce a făcut prețul de atunci. Am trasat și o zonă aici de suport în care, o zonă în care prețul poate să întoarcă. Și haideți să mergem pe graficul nostru real. Mă asigur că sunorul este oprit să nu interferăm. Și acesta este graficul. Eram undeva pe aici cu analiza. Și exact, uitați ce precizie am avut atunci pe 7 decembrie.
prețuri exact în acest interval care l-am dat în graficul anterior. Uitați-l, da? Prețul a întors exact din această bandă violetă unde am spus că mă aștept ca din această zonă prețul să urce, ceea ce s-a și întâmplat. Ia uitați ce frumos, mi-aduc aminte că Alice a și intrat la cumpărare și mi-a mulțumit că undeva ea a intrat pe această zonă și a câștigat ceva bani pe NIO. Aici sunt două chestii, haideți să mergem pe graficul mai mic. Acesta este graficul de H4. Deci, de pe 7 decembrie, prețul a coborât conform analizei mele, care a fost corectă, a coborât spre valul 3. Cine a intrat a putut să bage în buzunar în jur de 35%. Apoi am spus că prețul va face o corecție datorită faptului că mulți dintre investitori își marchează profitul. Observați această linie mediană a acestui canal unde prețul s-a oprit și mulți au marcat acel profit sau cât au prins din el, evident. A făcut o corecție, avem aici un ABC, nu știu dacă îl vedeți voi, eu l-am văzut. Și prețul a urcat puțin și a coborât. Încă o șansă în plus ca de a câștiga bani pentru cei care sunt short. Eu tranzacționez acțiuni americane pe o platformă de MetaTrader și acolo am opțiunea, deci am sute de acțiuni americane, CFD-uri, da? Și tranzacționez cu levier. Mă simt ca peștele în apă și am intrat short, deci se poate intra short pe platforma MT4, care eu o am, și orice platformă MT4 care are acțiuni, se poate intra și short și long. Și acesta vă sfătuiesc și pe voi, nu numai să intrați long, ci să câștigați bani. Parcă era, ia să vedem cât s-a câștigat de aici și până aici, 42%. Păi, frații mei, ia uitați, cât pe acest trend, da, descendent, dacă tu nu ai opțiunea de short și stai și aștepți un long, stai și aștepți mult și bine, pentru că trendul pe NIO este, stai să puțin, dispar. Trendul pe NIO descendent a început undeva din ianuarie 2021. Deci tu puteai să câștigi ceva bani pe aici și cam atât. Dar dacă intrai short, odată că puteai să câștigi, de exemplu, 49% pe acest trend, bine, punem orientativ, da? Încă 39% aici sau încă 55%, deci aveai cel puțin 3 mari intrări în care puteai să îți dublezi banii lejer doar pe short. Și dacă ești pe long, stai să aștepți luna, anul 2022, cum cazul meu, cum l-am prezis exact această zonă, ca prețul să crească și tu stai și nu câștigi nimic. Pe când pe short, pe opțiunea short, haideți să vedeți că se putea câștiga bani frumoși odată. Nu o dau exemplu pe toate, doar acest trend de când am făcut o analiza. Odată câștigai 35%. Aproximativ, dacă e 32, că e 33, depinde unde intrai și unde ieșai, dar uitați ce frumos s-a oprit prețul aici, deci în jur de 30 ceva la sută. Și încă o dată, conform analizei mele, din valul 4 se intra short undeva 42%, stațiunea, cred că trebuia să ridic. Da, deci este aproximativ încă 42% și cu încă 36%, deci ar veni în jur de 80% în doar noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, și cam 3 luni de zile, 80%. Aceasta este frumusețea intraday-ului sau training-ul pentru o zi, două, și nu opțiunea de investitor. Eu nu sunt un investitor, ci un
day trading pentru că, după cum am observat, dacă eram investitor și intram oriunde pe aici, acum eram cu un foarte mare minus în portofel și plus un an de stat degeaba, pentru că dacă aveam acțiuni, trebuia să aștept ca prețul să urce să câștig ceva, ci dimpotrivă v-am demonstrat foarte ușor că în doar 3 luni poți să îți dublezi banii pe NIO și felicitări lui Alice că a intrat la cumpărare pe această zonă. Repet, sfatul meu este să găsiți o modalitate, o platformă care să vă asigure și shortul, pentru că se poate câștiga bani și frumos și pe short, chiar și pe trend ascendent. Uitați, avem corecții aici, corecții aici, corecții aici. Păi, poți să intri, de exemplu, bine, vorbim ipotetic, da? Dacă mă urmăriți analizele mele, o să vedeți că vă dau exact sau aproape exact. Deci, ai acest trend, ai 25%, ai băgat 21% în buzunar sau 20%, fie poți să intri să ciupești un 14%, un 10%, 8-9% pe graficul de 30 de minute, de un sfert de oră, de 2 ore. Din nou, poți să intri la cumpărare, să, nu știu, să spunem aici mai încă un 4%, deci jonglezi cu mini trendurile, da? Intri long, intri short, bine, asta pentru cei care pot. Dar după cum ați observat, decât să muncești la un job și să ai patron și să stai să muncești pentru altul și înveți o leacă de mai multă analiză tehnică, puteai să îți dublezi bani în doar 3 luni și, evident, doar pe o acțiune. Bun. Deci sfatul meu este să căutați ceva, să intrați short sau să învățați, găsiți platforme pentru opțiuni, să luați puturi și să câștigați bani și pe short. Bun, revenind la NIO, că am cam lungit-o, dar faptul că este început de canal și poate mulți dintre voi sunteți noi și poate nu știți acest lucru, din punctul meu de vedere, eu acest sfat îl dau să găsiți opțiuni. Bun, aici sunt două chestii pe NIO, care pe mine puțin mă oprește să investesc. Evident, eu intru, dar la ciupeală, știți, intru, ies, pentru că nu-mi dau seama exact pe un termen mai lung. Acest val 5, în mod normal, este format din 5 subvaluri și haideți să vă dau puțin mai mare să vedeți. Da? Și aici sunt două variante. Fie avem 1, 2, 3, 4, 5 și în final s-a finalizat toate aceste 5-ul și cu C-ul, da? Sau teoria spune că valul 4 trebuie să fie de X ori sau de N ori mai mare decât valul 2. Valul 2, observați că are o amplitudine și multe bare. De exemplu, dacă aici am 20 de bare, valul 4 trebuie să aibă X ori 20. Poate să fie 2 ori 20, 4 ori 20. Înțelegeți? Deci trebuie să fie mai mult. Aici am mult mai puțin decât valul 2 și eu stau puțin în cumpănă pentru că posibil să avem 1, 2, 3, 4 și apoi să coborâm în această zonă și apoi să urcăm. Până prețul nu trece și chiar am scris cuiva, dar nu știu cui am scris, nu mi-aduc aminte că am 3 canale și mulți mă mai întreabă și pe alt canal, am spus că cel mai bine să vedem când prețul trece de 29 de dolari, prețul de cineva prin această zonă. Haideți să vă arăt totuși că eu vorbesc, dar poate nu înțelegeți. Și cam aceasta ar fi la A1, 2. Hai să punem așa, 3, 4, 5. Schimbăm culoarea ca să vedeți de ce am spus eu. Punem albastru. Așa. Bun. Și aici ar trebui ca valul 5. Ups, avem și un Y pe aici. Hai să facem așa. 5, 5. 5. Y ca aici să fie frumos. Da? Sau avem varianta 1, 2, 3-ul să fie aici, 4 să fie aici și 5-ul apoi să coboare și să se finalizeze toate aceste cârnați, să se mute puțin mai în dreapta. Încă nu-mi dau seama,
pentru că nu prea se pupă cu teoria, dar când apare o veste pozitivă, cum a fost, de exemplu, cea de ieri, când Rusia și-a retras o parte din militar din armată, i-a întors înapoi acasă, prețurile pe burse au început să crească, bursa americană a crescut, bursa românească a crescut, Bitcoin-ul și criptomonezele au crescut datorită acestei vești foarte bune și conform analiza fundamentală bate analiza tehnică, o invalidează datorită unor știri sau unei reacții spontane a pieții, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, se poate invalida. Deci aici, pentru mine, este o perioadă incertă. Suntem la final de val descendent, acesta care a început anul trecut și nu pot să-mi dau seama în acest moment dacă de aici prețul va crește sau va face o corecție. Când îmi dau seama, cel mai sfânt, dacă vreți să spunem așa, este când prețul trece de această zonă, atunci s-ar invalida sau chiar, pardon, hai să punem puțin mai jos, pentru că conform teoriei, valul 4 nu are voie să treacă de valul 1. Din acest motiv, eu am spus că cel mai sfânt este să așteptăm ca prețul să treacă și din acest moment avem confirmarea că NIO, trendul pe descendent pe NIO s-a finalizat și de aici putem intra lejer la cumpărare, să intrăm long, short sau, mă rog, fiecare cu stilul său pe diverse time frame-uri. Deci, puțin tică răbdare, prețul acesta a crescut de ieri pentru că a fost acea veste, toată America a crescut ieri, vom vedea și astăzi. Săptămâna viitoare, cu siguranță, ne vom da seama, vom vedea ce va face prețul când va ajunge aici la 28-29 de dolari. Dacă prețul trece, face corecție și începe urcușul, la revedere, trend descendent și putem intra masiv la cumpărare. Dacă prețul de aici dă cu capul de acest suport și revine, clar că suntem în cealaltă scenariu în care vom coborâ fie până aici, fie aici și de aici va începe să crească. Eu sunt prudent, stau cu minte, eu intru long, dar intru, cum zic, pe time frame-uri de 30 de minute și ciupesc frumos, pentru că intru cu mai mult, intrând pe un time frame mai mic, stop loss-ul meu este mai mic și take profit-ul este mai mare și se pot câștiga bani foarte mulți și pe time frame-ul de 15-30 de minute. Bun. Aceasta ar fi analiza mea pe NIO și haideți să analizăm foarte pe scurt și puțin din indicele american SP500. E deja am și trasat ca să nu mai pierd timpul cu explicații, cu analize. Aici suntem într-un val 3 mare și teoretic după acest trend ascendent prețul a făcut o corecție. Faptul că aici am 3 valuri și din nou 3 valuri mă gândesc că avem un potențial dublu zigzag. Și mă aștept ca astăzi, mâine, probabil poi mâine, țineți cont că acest grafic este făcut analiza pe tot pe H4, fiecare candlestick, fiecare bară durează 4 ore, deci probabil că astăzi, fiind miercuri, vom avea o creștere conform acestei analize. Vom avea o creștere miercuri, joi, probabil și vineri. Și probabil vineri, dacă sunt niște raportări mai negative, posibil ca prețul să scadă, nu știm. Dar conform prețului, conform analizei mele, următoarele 2 zile pe prețul va trebui să crească, fie pe NIO, fie pe orice altă acțiune americană și inclusiv Bursa de Valori București a crescut ieri frumos. Și mă aștept să crească până joi, vineri, apoi să coboare, pentru că orice pattern corectiv este format din cel puțin 3 valuri.
avem acest val A, val B și val C și de-abia de aici, cu adevărat, putem să intrăm masiv la cumpărare și vom vedea și pe NIO dacă prețul va trece de acel 29-30 de dolari. Deci, pentru următoarele luni de zile, mă aștept la, sau săptămâni de zile, oricum, trendul este ascendent în continuare pe bursele lumii, da? Și putem să ne pregătim de cumpărare, dar eu sunt puțin circumspect. Eu voi vâna și sunt deja long pe Apple și cred că o să fac mâine o analiză pe Apple. Deja am intrat long pe Apple de ieri și vom vedea dacă acest scenariu va fi. Mai am vreo două acțiuni în care sunt long pe americani. Vom vedea dacă acest scenariu va fi valid. Mă repet, mă aștept ca astăzi și mâine și poate vineri ca bursele să crească. Deci, fiți cu ochii pe, și pe acest grafic să vedem dacă acest scenariu se va împlini. Dragii mei, cam aceasta este analiza mea pe astăzi. Am făcut NIO și o analiză pe indicele americani. Să vedem trendul general al Americii. Din punctul meu de vedere, în continuare este long cu această corecție, pentru că observați că prețul a crescut destul de mult, chiar foarte mult, da? Și evident trebuie o corecție la un trend serios, ascendent, trebuie și o corecție mai serioasă. Și din nou mă aștept la o creștere. Să vedem când se va finaliza acest val 4. Dragii mei, vă doresc o după-amiază splendidă, superbă. Fiți cu ochii pe grafice, spor la bani și să ne revedem cu bine mâine la următorul meu video. Probabil că voi face o analiză pe Apple și mai vedem. Eventual și o actualizare pe SP500, să vedem dacă, așa cum am zis eu, prețul va crește mâine spre acest val Y din B. Deci, ne revedem mâine, numai bine!